Amin. Iubiții mei, vreau să citesc din 1 Samuel, capitolul 16, de la 14 la 23, pentru prima parte a acestui serviciu divin, când ne vom ruga, când vom sta înaintea Domnului, când vom asculta cântări. 1 Samuel, capitolul 16, de la versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite-mi pe fiul tău David care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, te rog să-l lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Iubiții mei, duhurile cele rele nu se sperie de harpă și nici de un cântăreț iscusit, ci duhurile cele rele se sperie de oamenii care cântă și Dumnezeu este cu acești oameni. De aceea, în această seară, vreau să facem o rugăciune în care să mulțumim Domnului că suntem aici. Dar în aceeași rugăciune, în a doua parte, să spunem, Doamne, când se va cânta aici, orice duh să fie pus pe fugă. Când se va predica, când ne vom ruga, să putem simți mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm.
Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Și cred că merită să fim mulțumitori Domnului că încă într-o zi ne-a purtat în carul său de biruință. Într-o vreme tulbure, în care în Ucraina este război, în care în Palestina este război. Chiar vedeam un video venind spre dumneavoastră, doi frați de-ai noștri, creștini, botezați în apă, evrei de-ai noștri, mesianici, erau chemați să se înroleze și să meargă să-și apere țara. Îți lași soția acasă, lași copii, îi săruți, îi îmbrățișezi și nu știi dacă te mai întorci vreodată. 500.000 de soldați evrei au fost chemați la lapărie. Iubiții mei, noi ne bucurăm de pace și de har. Și asta n-ar trebui să ne facă neapărat să ne uităm de sus, că suntem mai buni. Nu suntem mai buni. El este bun. Dar asta ar trebui să ne facă mai responsabili. Haideți să ne încărcăm de cuvântul Domnului la această seară, de cântările care vor fi aici, ca în vremurile tulburi care ne stau în față, să avem rezerve în vas. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. În continuare cântăm cu toată biserica o cântare, apoi orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi prin fratele Luigi ascultăm un prim îndemn pentru această seară și Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin. Oh,
Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că și în această după masă a hotărât ca noi să fim astăzi aici și îi mulțumim și dăm slavă. Lăudat să fie Domnul. Consider că avem parte de acest har, nu doar ca să fim în adunare, ci să facem ceva. Și am dorit ca în acest timp de rugăciune cu adevărat să ne rugăm. Și m-am gândit la un motiv pentru care am putea să ne rugăm. Motive găsim multe. Avem cu toți, avem încercări, avem ispite, poate avem probleme, dar în această seară aș vrea să facem o rugăciune deosebită, o rugăciune mai specială, care o facem, dar de multe ori o facem prea rar sau poate aproape deloc. Și noi, ca și biserică, ca și părinți, ar trebui să facem mult mai des. Și uitându-mă la acești copii, m-am gândit că în această seară să ne rugăm pentru ei. Mă uitam la cuvântul care era scris în 1 Samuel, capitolul 16 și cu versetul 18 zice așa: unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betlemitul, care știe să cânte, el este și un om tare și voinic, este un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Și stând și uitându-mă la acest verset, mi s-a dus gândul către psalmul 127, un psalm al lui Solomon în care cuvântul Domnului spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Mă gândeam la Isai că exact lucrul acesta l-a făcut el. David a fost pentru el ca o săgeată binecuvântată de Domnul. Și să știți că noi ca și oameni lucrăm mult pe pământul acesta. Strângem să ne cumpărăm ba o mașină, ba să ne cumpărăm un apartament, ba să oferim un trai bun poate celor din jurul nostru. Dar să știți, într-o zi Biblia spune că toate aceste lucruri vor arde. Singura moștenire pe care noi o să o luăm cu noi va fi copiii noștri. Am vrea să prețuim momentele pe care le avem, mai ales când sunt acești copii mici, care mai ales în timpul în care sunt la școală duminicală, care încă sunt în curțile bisericii, să ne rugăm pentru ei, să-i ajutăm, nu doar să ne rugăm, ci să-i sfătuim, să-i sprijinim. O să fie momente când se vor duce la școală și vor da de probleme, vor da de încercări și să știți că vremurile s-au cam schimbat un pic. Dacă în urmă cu 20 de ani, să zic așa, când am avut eu 6-7 ani, noi nu știam alte lucruri în afară de jocuri sau sărit coarda sau lucruri care erau inocente, să zic așa, pentru copii. În zilele noastre, un copil de 7-8 ani deține atâta informație încât nu ne-am imagina. Știu atâtea lucruri murdare, au acces la atâtea informații care nu ar trebui să le aibă și au nevoie de sprijin în rugăciune. Dacă la 2-3 ani știu de personaje din lume, știu de personaje din desene, să știți că ar trebui să știți și de personaje din Biblie. Și ar trebui să învățăm și din Biblie și să îi ținem pe calea Domnului cât putem noi, de mult, măsura în care putem noi. Dar mai presus decât toate, singurul care poate ține în biserică este Dumnezeu. Aș dori ca pentru acești copii care veniți în față și care nu sunt aici, să ne rugăm ca Dumnezeu să li se descopere lor într-un mod personal. Să-L cunoască pe Dumnezeu încă din pruncie. Vor fi momente când vor crește și ei. Atunci când vor crește, să știe să spună nu păcatului, să spună nu încercărilor și ispitelor care le vin în cale. Să știți că au nevoie. Suntem singurii care ne putem ruga pentru ei. Dacă noi ne rugăm pentru ei și dacă noi nu-i sprijinim în rugăciune, cine o va face? Aș dori, îndemnați de aceste cuvinte, să ne plecăm la rugăciune și să ne rugăm. Și aș dori să stăruim în această rugăciune, să nu facem o rugăciune doar pe buze, ci să intrăm în adevăratul sens al cuvântului la rugăciune și să ne rugăm pentru ei. Amin.
ocupăm locurile și mă gândeam la ceea ce fratele Luigi spunea aici, atât de adevărate lucruri. Iubiții mei, în România, dacă ca și părinte nu dai de mâncare copilului tău, nu te îngrijești de el, dacă este bolnav și nu îl duci la medic, se face reclamație la oficialități, ei vin să verifice anumite lucruri și dacă văd că părinții sunt iresponsabili, ei sunt decăzuți din drepturile părintești. Cu alte cuvinte, statul privește la noi să vadă dacă ne îngrijim din punct de vedere fizic, educațional, psihic, pentru o creștere adecvată și sănătoasă pentru copiii noștri. Însă să știți că statul nu o să ne ia copiii dacă nu citim Biblia cu ei. Dar ne ia diavolul. Atunci când la copil îi curge nasul, când are febre, când are o boală, imediat ca și părinți ne uităm cu atenție să vedem unde e problema și punem mâna pe telefon și sunăm la medicul de familie. Oare facem așa și din punct de vedere spiritual? Îl vezi că vine cu vorbă de la școală? Îl vezi că vine cu atitudine? Îl vezi că vine cu un gest? Îl întreb cum e cu sănătatea? Iubiți părinți, suntem responsabili înaintea Domnului. Înainte ca David să cânte în fața lui Saul, David a fost uns și spune Biblia în 1 Samuel 11. Aceștia sunt toți fiii tăi, întreabă Samuel pe tata lui David. Și auziți ce spune tata lui David. A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Cu alte cuvinte, tatăl David a zis, mă, nu cred că Samuel are treabă cu un pitic, cu un prunc cu păr bălai, un om nebăgat în seamă. Și auziți ce spune Samuel. Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isaia a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Iubiții mei, s-ar putea noi în copiii noștri să zicem, mă, nu văd eu mare valoare, ce o să ajungă pruncul ăsta? Să știți că Dumnezeu pentru fiecare din copiii noștri are un plan. Însă Dumnezeu nu le descoperă lor planul pe clasa a doua sau a treia, că nu l-ar putea înțelege, că de-abia fac înmulțiri și împărțiri între a treia și a doua. Ți-l descoperă ție ca părinte pas cu pas. Să știți că copiii noștri, și cu asta închei, vor avea goliați de învinși în viață, de luptat cu ei. Vă vine să credeți cu un băiat cu păr bălai, pe care nici tata nu l-o chema la masă de la oi, când o veni Samuel, într-o zi stă în fața lui Goliat și merge cu Domnul? Ascultați, 1 Samuel 17:37, David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Ce vreau să vă spun este că înainte ca David să-l bată pe Goliat în public, l-a bătut pe urs și pe leu în privat. Să știți că gheara leului și laba ursului e în fiecare pauză la școală. Droguri, reviste murdare, videouri murdare pe telefon, fel și fel de anturaje. Îți înarmezi copilul ca el să iasă biruitor acolo? Uitați-vă ce spune Saul mai departe. Când Saul a înțeles, tot în acest verset, Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. M-am întrebat ani de zile și doar anul trecut am primit răspunsul. De ce nu pleca ceilalți să lupte cu Goliat? Toți aveau arcuri, săgeți, antrenament, mușchi, armătură, tot ce vreți. Știți ce nu aveau? Domnul nu era cu ei, sau cel puțin nu erau siguri dacă e Domnul cu ei. Mă rog Dumnezeu să fie cu copiii noștri, dar mai întâi să fie cu părinții. Doamne, ajută-ne la asta, amin. Vom cânta din nou o cântare în comun, dacă mai sunt tineri în sală care sunt implicați la tineret în timpul cântării, rog să vină aici, că apoi vor cânta și tinerii, apoi va cânta și orchestra și din nou prin fratele Nate ascultăm un îndemn la o nouă rugăciune. Casa mea, a spus Domnul Iisus, se va numi o casă de rugăciune. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Glorie vei cânta.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat și după masa aceasta să putem să fim la închinare. Îi mulțumim pentru acest har nemeritat de noi, însă bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Slavă, și suntem în casa lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm în liniște, putem să cântăm, putem să venim la închinare. Mă duceam cu gândul la vremurile din urmă, anii ce au trecut, când trebuia să ieșim din casă cu declarație, când nu ne mai puteam strânge la adunare, mă gândeam acum ce vremuri am trăit și parcă nu-mi vine să cred că noi le-am prins acestea. Suntem astăzi în casa lui Dumnezeu în libertate. Nu trăim clipele fraților din Ucraina, nu trăim clipele celor din Israel, nu trăim clipele celor din Coreea, suntem în libertate, suntem în casa lui Dumnezeu și pentru aceasta cred că merită să spunem binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dacă am venit în casa lui Dumnezeu, psalmistul spunea căci mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Suntem în casa lui Dumnezeu și dacă am lăsat poate confortul nostru, poate am lăsat problemele de acasă, poate am lăsat munca, suntem în casa lui Dumnezeu și dacă toți suntem aici, cuvântul lui Dumnezeu ne fericește că suntem aici, haideți să fim cu adevărat atenți aici la ceea ce se vorbește, să cântăm, să punem umărul și tot ceea ce facem aici să fie benefic pentru sufletele noastre. Plecând de aici, să fim mai sfinți. De fapt, acesta e scopul nostru, venim la închinare să, ca Dumnezeu să ne vorbească și în urma cuvântului lui Dumnezeu, să putem să corectăm ceva în viața noastră, să schimbăm câte un lucru. Mi-aduc aminte de, spunea Domnul Iisus unui om, îți mai lipsește un singur lucru. Oare dacă aș întreba sincer, am întrebat fiecare în dreptul nostru, Doamne, câte lucruri mai trebuie să schimb în viața mea? Poate ar fi 2 sau 5 sau 10 sau poate chiar unul. Însă Dumnezeu să facă plecând de aici, să-L schimbăm și pe acela, să fim mai aproape de El. Amin. Vom face o rugăciune și m-am gândit în rugăciunea aceasta să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca Dumnezeu să ne dea o inimă aparte, o inimă plăcută Lui. Proverbe, capitolul 11, capitolul 12, mă scuzați, versetul 8 spune: un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Haideți în seara aceasta să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne dea o inimă după inima lui Dumnezeu. Despre David se aminte aici și cuvântul lui Dumnezeu spune că el a fost un om după inima lui Dumnezeu. Nu ați vrea să ne rugăm să avem și noi această inimă? O inimă în care să fie asemenea inimii lui Dumnezeu. O inimă sfântă în care să nu fie ură, să nu fie clevetire, să nu fie alte lucruri stricate. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Se citea din 1 Samuel despre David, despre Saul și cred că cu toții cunoaștem pasajul acesta, cred că și copiii știu, atunci când Saul a trecut prin această perioadă, cuvântul Domnului în versetul 14 spune: Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Mă gândeam, parcă cu mintea noastră omenească, puțin absurd lucrurile acestea, Dumnezeu să aleagă un om, să fie împărat al poporului Israel și mai pe urmă tot el, tot Domnul să îngăduie un duh rău peste el. Și apoi cuvântul Domnului continuă și spune că Domnul se folosea de David și atunci când cânta el, Duhul cel rău pleca de la Saul. Parcă lucruri neînțelese la prima vedere de noi, însă în toate acestea, Dumnezeu a avut să dea o lecție lui Saul, a avut să dea o lecție celor din jurul lui Saul și astăzi pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu are să ne învețe și pe noi. Mă gândeam să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să avem o inimă aparte. Poate că suntem obișnuiți să privirea noastră să îndrepte spre Saul sau spre David, care ei sunt în centru atenției, însă cuvântul lui Dumnezeu și eu m-am gândit astăzi să ne uităm și să vedem oamenii care au fost lângă Saul, ce fel de oameni au fost. Mă gândesc slujitorii lui Saul, ca versetul 15 spune, slujitorii lui Saul i-au zis,
Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncește numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Mă gândeam ce slujitori avea Saul. Nu știu dacă ei în totalitate erau de acord cu ideile lui Saul. Nu știu dacă în totalitate erau de acord cu legile lui Saul. Nu știu dacă erau mulțumiți 100% de el. Însă a rămas uimit de inima acestor oameni. Atunci când vezi pe fratele de lângă tine că este muncit de un duh, poate un duh de, vezi un frate că este muncit de un duh de răutate sau un duh de răzvrătire sau știu eu ce felurite duhuri, care-i inima ta? Ce fel de inimă ai? Cum te raportezi tu la problema lui? Poate suntem din aceia care spunem, știu eu de ce așa, știu de ce Saul s-a întâmplat așa. Frați și surori, nu ați vrea să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute atunci când observăm o problemă la fratele de lângă noi, la frații slujitori, la frații care fac o slujbă în casa lui Dumnezeu, la ceilalți frați de lângă banca noastră, să fim acei oameni cu o inimă aleasă, o inimă după voia lui Dumnezeu, să ne punem acolo și să căutăm soluții pentru ei. Mă gândesc, Saul era împărat și putea să spună, mă gândesc că era conștient de starea prin care trece și putea să spună el, căutați-mi o soluție, faceți ceva să ies din soluția aceasta. El nu a spus și m-a gândit, oare de ce Saul nu a spus nimic? De ce nu a dat el vreo poruncă? Cred că atunci când un om trece prin probleme, atunci când un om este muncit de orice fel de duh rău, nu mai are puterea aceea. Nu mai e în stare să ridice, să găsească o soluție pentru rezolvarea problemelor, însă de aceea el are nevoie de tine. Fiecare frate are nevoie de celălalt. Dacă unul cade, celălalt să-l ridice. Doamne, binecuvintează-ne la aceasta. Saul a răspuns slujitorilor, găsiți-mi un om care să cânte bine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Islai, betlemitul, care știe să cânte. El este un om tare, voinic, războinic, vorbește bine, frumos la chip și Domnul este cu el. Mă gândeam, nu știu câte ore, nu știu câte zile au trecut de când slujitorii lui Saul i-au propus lui Saul să-i caute pe cineva. Însă așa de mult îmi place de slujitorul acesta, scrie cuvântul Domnului în versetul 18. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, îmi place să cred că acest slujitor nu doar că a gândit o rezolvare pentru el, ci el a fost gata în momentul în care Saul își dă acceptul, el să fie acolo cu soluția și să-i aducă rezolvare Domnului său. Frați și surori, cred că de astfel de oameni, de astfel de inimi, are nevoie Dumnezeu de la noi, niște inimi simțitoare cu cei ce trec prin probleme. Atunci când vezi, se aminte aici de copii, de tineri și mă gândesc la problemele care îi înconjoară în școală, la problemele care sunt în societate, când vezi un copil al fratelui că s-a depărtat sau este muncit de un duh de răzvrătire, de alte duhuri, care-i inima ta? Cu ce inimă te raportezi problemei lui? Nu vreți în rugăciunea care urmează să mijlocim înaintea lui Dumnezeu? Doamne, dă-ne o inimă asemenea ție și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să mijlocim. Aici au sosit două bilete cu două caze. Dumnezeu să lase rezolvare și în privința aceasta. Frați și surori, suntem într-o vreme de libertate. Foarte mult se vorbește acum despre Israel, despre Ucraina, despre problemele care sunt. Și mă gândeam la noi astăzi, ce bine ar fi să prețuim clipele acestea. Suntem în casa lui Dumnezeu și am făcut efortul acesta, însă, cum am spus la început, dacă tot ne-a străduit să venim în casa lui Dumnezeu, haideți să facem ca plecând de aici să fim mai buni, mai sfinți, mai aproape cu El, mai aproape de El și Domnul să ne binecuvinteze. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnul să ne dea o inimă aleasă. Amin.
Bine, rămânem ridicați în picioare, cântăm cu toți o cântare și ne închinăm în această cântare cu doarele noastre de bunăvoie. Schimbare se va, se prevestește, pământul e în mișcare, plutește un mister. Răspunsul la întrebare, Iisus osește, palai de sărbătoare, cu oastea sa. Ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu, pentru că nunta va avea loc în cer cu aceste fecioare care reprezintă biserica, iar cel care face nunta poate să pună și regulile pentru nuntă.
Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui și astăzi vom citi din Marcu capitolul 12, pagina din Biblie 977, de la versetul 1 la versetul 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât, apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nemici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Amin. Vă invit să ocupați locurile, mai ascultăm încă o cântare de orchestră și apoi vom continua și Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin.
Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră în casa Domnului în această seară și vrem să-L lăudăm pe El că încă ne-a mai dat vremuri de pace. Cum spune și fratele Nati, nu suntem cu măști, nu suntem cu declarații, nu suntem chemați la război, cum sunt alții. De aceea, în această seară, vreau să ne uităm la câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Vedeți, dumneavoastră, în Biblie sunt folosite multe simboluri și Biblia vorbește foarte mult în pilde. Folosește multe metafore, multe comparații, multe personificări. Veți găsi în Biblie termeni ca și porumbel. Chiar noi, într-o cântare, spunem o porumbel cu pene sfinte, mai vină iar printre noi. Nu ne referim la golumbi. Însă știm ce înseamnă porumbel în Biblie. Există turmă de oi, de exemplu, în Biblie. Există candele. Există lupi, există capre, chei, aluat și o grămadă de alte simboluri prin care Dumnezeu transmite un mesaj pentru că noi, ca și oameni, folosind lucrurile acestea de lângă noi, suntem mult mai ușor de făcut să înțelegem lucrurile spirituale dacă le putem compara cu cele materiale, cu cele trecătoare. Astăzi Dumnezeu vrea să ne învețe câteva lucruri despre o vie. Despre o vie. Vedeți, este toamnă, am fost și eu în piață să cumpăr niște struguri și m-am speriat ce scump erau. Știți de ce scump strugurii? Știu copiii tineri? De ce e scump un lucru? Pentru că sunt tot mai rare. Bunicii mei aveau o vie, acum greu mai găsești oameni care să mai aibă vie. Apoi sunt foarte scump pentru că sunt rare aia care sunt gustoși. Că din Italia și din Maroc ne tot vin, nu? Da? N-au niciun gust și mai au și chimicale pe ei. Așa cum e și roada multora cu chimicale. Da? Mănânc și se pare că e ok, dar după aceea faci cancer. Iubiții mei, vreau astăzi să vorbim despre vie. E adevărat că în pilda care s-a citit, găsim vieri, găsim robi, găsim pe Fiul care a fost trimis, care reprezintă pe Iisus, găsim stăpânul viei care e Dumnezeu, nu mă voi ocupa astăzi de lucrurile acestea. Ci astăzi vreau să ne uităm la versetul 1. Am presmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Gardul, teascul și turnul. Ce reprezintă lucrurile acestea? Dar înainte ne întoarcem din nou, vreau să mai spun că în vremurile biblice, iubiții mei, o vie era un lucru foarte important pentru mâncare, pentru must, pentru vin, pentru un câștig pe măsură. Oamenii care aveau o vie erau oameni care aveau un venit stabil. Aveau pe ce se baza. Și nu puțini erau aceia care dețineau o astfel de vie, iar Iisus Hristos folosește acest termen ca să ne transmită azi un mesaj. Cu ce se aseamănă via în Biblie? În primul rând, iubiții mei, via poate însemna o proprietate personală. Da? Nabot, de exemplu, spune Biblia despre el că avea o vie, 1 Împărați 21:1. Apoi, Biblia ne spune că via se poate asemăna cu propria noastră persoană. Cântarea Cântărilor 1:6. Uitați ce spune aici tânăra aceasta, via frumuseții mele n-am păzit-o. Via poate fi persoana ta sau persoana mea. Apoi via în Biblie se poate asemăna cu împărăția lui Dumnezeu în care suntem chemați fiecare să lucrăm. Matei 20:1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători unde? La vie. Tot în Biblie, via mai este asemănată cu poporul Israel. Isaia 5:7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Apoi, via mai este asemănată cu încă un lucru, cu pământul acesta, cu lumea întreagă. Apocalipsa 14:18. Un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar. Și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul ce a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii
atenție mare, în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Vom vedea mai târziu ce înseamnă teasc, dar vreau să subliniez, aici nu e vorba de struguri buni, aici e vorba de roadele stricate și păcatele făcute de lumea întreagă, pentru care va exista o mare judecată la final, când spune Biblia că Dumnezeu se va ocupa de ei și va nimici. Noi spunem Dumnezeu să aibă milă de fiecare, să n-aștepte finalul, ci până la final să se trezească. Haideți să ne uităm, iubiții mei, la cele trei elemente despre care vorbeam. Și vreau să începem cu gardul. Gardul vie. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De ce spune Biblia că un om a sădit o vie și a împrejmuit-o cu un gard? Ce vrea Dumnezeu să ne învețe astăzi? Iubiții mei, zidurile, gardurile au fost construite în jurul podgoriilor, în jurul viilor, pentru a proteja strugurii de invadatorii care erau atunci, și în special șacali și vulpi, animale mici. Și nu puteai să stai lângă fiecare strugure și să fugi de la fiecare butuc de viță într-una să vezi ce animal vine. Și atunci oamenii împrejmuiau cu un gard. Acum noi avem garduri de sârmă, mai de mult erau tot felul de garduri. În Cântarea Cântărilor 2:15 găsim și despre vulpi ceva interesant. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Cu alte cuvinte, aici vedem un pericol care poate apărea. Vulpile mici. M-am întrebat, oare ce sunt vulpile mici? Că noi ne concentrăm foarte mult pe păcatele mari, da? Pe lucrurile mari, pe viciile unui om. Când merge un om pe două cărări spre casă, sau după ce a băgat 30.000 la aparate, cum îmi spunea soția unui bărbat recent, necăjită, plânsă toată, zicem, da, ăsta e un om plin de vicii. Dar să știți că sunt și vulpi mici. Iubiții mei, aceste vulpi mici reprezintă lucrurile din viața noastră pe care le scuzăm, pe care le acceptăm cu ușurință, spunând că nu sunt păcate mari. Dar să nu uitați că vulpile astea mici pot să strice viile în floare. Și cât muncești pentru o vie, nu? Și când trebuie să dea rod, vine o vulpe mică și te-o făcut praf. Biblia spune despre Samson, în Judecător 15:4, că a făcut ceva ce toți copiii rămân mirați când citesc istoria lui, tot adolescenții. A prins 300 de... A prins care avea vreo vulpe cu mâna. Da, să prins 300 într-o zi. A luat niște făclii, a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc. Imaginați-vă, numai să prinzi 300 de vulpi, să faci și grupuri, 150 de grupuri, și între ele să pui și o făclie. Și spune versetul următor că au făcut prăpăd vulpile astea, a prins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a aprins astfel atât stogurile de snop, cât și grâul care era acum în picioare. Bancă și grădinile de măslini. Pe oriunde au fugit vulpele alea, au lăsat în spate incendiu, prăpăd. Dar haideți să nu vorbim de filisteni doar și de Samson. Haideți să ne uităm la noi astăzi. Avem garduri puternice la via noastră? Via familiei tale, via persoanei tale, via slujirii tale, via vieții tale. Care sunt lucrurile care intră cu ușurință în viața ta? Care sunt vulpile alea mici? Iubiții mei, ce reprezintă gardurile tale și gardurile mele? Gardurile reprezintă principiile noastre. Principiile noastre. Un om care are un principiu, el spune, până aici! Mama m-a spus la ora 10 să fie acasă. E un gard bun ăsta sau nu-i bun? Păi și noi am mutat biserica joi de la ora 6, să se poată culca mai devreme școlare, dar să și ajungă devreme acasă, nu? Iubiții mei, poate spui, măi, nu fumez, nu beau, nu ucid. Dar vreau să te întreb astăzi, cum stai cu lucrurile mici? Și vă enumăr, e seara tinerilor astăzi și mă uit la tineri, dar și cei mai în vârstă. Cum stăm cu lucrurile mici? Auziți, muzică necreștină. Plină de înjurături, de rock din ăla care îți face praf urechile, mintea, viața, plină de senzațional, plină de senzualitate,
Mă spunea o tânără, de când ascult muzică necreștină, nu mai pot să mă rog. Și am zis, dar normal. E ca și cum spun, de când o intra vulpele, nu mai am struguri. Dar nu-i nimic ceva ciudat. Dacă intră vulpe, normal că nu mai ai struguri. Nu? Ce, dacă intră vulpe, mai ai găimpă în curte? Deci tu mi-ai spus un lucru normal. De când ascult muzică necreștină, nu mai pot să mă concentrez la rugăciune. Mi se repetă în minte în continuu cuvintele alea stricate. Că muzica necreștină nu vorbește despre Iisus, despre sfințenie, despre puritate, despre familie. Nu. Auziți, o altă vulpe. Timpul pierdut pe filme și seriale fără niciun folos. Îmi spunea o tânără marți seara, nu de la noi din biserică, ore întregi pierd pe filme în fiecare seară. Și am întrebat, cum dorm noaptea? Și au zis, nu dorm noaptea, asta e problema, că nu mai dorm noaptea. Că mă tot gândesc cum s-o filma serialul ăla, cum s-o terminat. Dar zic, și ce faci? Păi zice, nu știu, că mă cam doare capul și am probleme. Că dacă era bine, nu venea la mărturisire. Iubiții mei, glume proaste, o altă vulpe mică. Glume proaste. Problema e că lucrurile cu care glumim astăzi, mâine ajungem să le facem. Aia e problema. Neascultarea de părinți, mă auziți, copii? Neascultarea de părinți e o vulpe care pătrunde. Spune Biblia în Timotei că în vremurile din urmă oamenii vor fi neascultători de părinți. Cu alte cuvinte, mie nu îmi comand, mie îmi place să am viața mea. Invidia, mânia, iuțimea, răutatea, poze de ochiate. 1500 de teroriști au intrat sâmbătă dimineața în Israel, la ora 7 dimineața, 6:37 dimineața. O mare parte din ei, știți cum au intrat? Au stricat gardul de la graniță și au intrat, s-au făcut prăpăd. De aceea gardul e foarte important. Eram clasa a 11-a, 12-a la liceu, în clasa de lângă mine, într-o zi am văzut o fază pe care nu am să uit până mor. Aveam un prieten în casa alăturată, în clasa alăturată, un om al lui Dumnezeu, un tânăr care se silea să nu fumeze cu colegii până în veceuri, să nu glumească cu fel și fel de vorbe porcoase. Se silea să fie un tânăr frumos, un tânăr educat, un tânăr respectuos, un tânăr credincios. Și într-o zi, patru vlășcani din clasa lui, binefăcuți, au zis, astăzi îl facem praf pe asta. Că oamenii nu suportă când merg împotriva curentului. Dar să nu uitați că cei care merg împotriva curentului ajung la izvor. Nu cei care merg cu curentul, cu valul. Și-au venit cu o revistă pornografică la școală și patru dintre ei au venit și l-au apucat de mâini și de picioare. Și au făcut semn la al cincelea și au zis, vină cu revista să-i o punem în față, că am văzut că nu vrea să vadă mizerii, oameni dezbrăcați. Iubiții mei, eram pe hol și cu groază am privit scena aceea. Știți ce-a făcut prietenul meu? S-a zbătut din toate puterile. Și-a ieșit afară și-a fugit și-a zis, nu vreau să privesc mizerile acelea. L-a făcut prost, l-a făcut nebun, pocăit, îngust. Însă vreau să vă spun astăzi că băiatul acesta l-am întâlnit în America, într-o biserică, nu de mult, în urmă cu vreo 4 ani. Slujește, este în biserică, este un om al lui Dumnezeu. Sunt tare curios unde să el azi vlășgani care au vrut să-i facă rău. Că în Romani 1, citeam la cateheză marți seara aici, acelor care au fost prezenți, nu numai că fac răul unii oameni, ci și găsesc de bine pe cei care îl fac împreună cu ei. Hai să vă citesc câteva garduri din Biblie. Tinerii, ne uităm repede? Câteva garduri? Gardul lui David, Psalm 101:3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Atenție, nu îi urăsc pe păcătoși, noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Dar urăsc purtarea lor. Ea nu se va lipi de mine. Ce gard binecuvântat avea David. Da? Gardul lui Daniel. Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor legători să nu îl silească să se spurce. Daniel cred că s-a gândit, oare bețivanii mai pot avea vise de la Dumnezeu noaptea? Că o să găsiți în Daniel, dacă citiți acasă Daniel, Dumnezeu i-a dat niște vedenii extraordinare.
Dacă în mintea e curată, atunci poți să pui ceva frumos în ea, nu? Păi poți să pui cel mai bio lapte din România într-o sticlă murdară. Vreau să vă întreb, va spăla sticla laptele ăla sau sticla murdară va compromite laptele? E logic răspunsul, nu? Gardul lui Iosif, Geneza 39:9. A venit o femeie în fața lui Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Oare știu tinerii noștri, băieți, fete, că un băiat n-are voie să se culce cu o fată decât după căsătorie? O, știu că iar ni se spune că voi sunteți proști, încuiați, înguști. Mi-a spus cineva că fur curent recent când am spus lucrurile astea undeva pe internet. Fură curent ăsta, zice. Iubiții mei, vrem binecuvântarea Domnului? Vreți binecuvântarea Domnului? Eu o vreau. Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste noi. Și uitați ce spune Iosif. Iosif nu a zis, auzi, ne vede cineva? O zis Iosif, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Auziți? Nu doar împotriva unor oameni putem păcătui, ci chiar împotriva lui Dumnezeu. Ce gard avea Iosif, ce gard binecuvântat. Gardul lui Saul era stricat. Că astăzi tot citit despre Saul. Hai să vă arăt cum arată un gard stricat. 1 Samuel 18:8. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. Care vorbă? Cântau cei din Israel după ce David o câștiga bătălia cu Goliat. Cântau și spuneau despre David, despre zecile de mii și lui Saul câteva mii. Puneți-vă rog versetul următor. Din ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. Iubiții mei, știți că răutatea e de fapt ruperea gardului? Știți că sunt anumite stări în care noi rupem gardul de bunăvoie? Acum dacă ai gardul rupt și nu intră nimeni, zic, bă, e ok, e în regulă. Hai să vedem următorul verset. A intrat cineva pe gardul ăla tineri, știți oare? A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul. Dar e interesant că Duhul ăsta nu a intrat decât după ce spune că Saul a privit cu ochi răi pe David. O să spui, de chestia asta e o excepție. Hai să vă mai dau un exemplu. 1 Samuel 16:14, ce s-a citit astăzi. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul. Vreau să vă întreb, de ce s-a depărtat Duhul Domnului de Saul? Știe cineva? Pentru că în capitolul dinainte nu ascultă de Dumnezeu. În urma neascultării, neascultarea rupe gardul. Mergi, strântești tu sau la părinți și spui, lasă-mă în pace cu înguștii ăștia, cu conservatorii ăștia. Și vine Duhul celui rău și te face praf. Pentru că, iubiții mei, când Duhul Domnului se îndepărtează de pe cineva, se îndepărtează și protecția și ocrotirea Domnului. Vreau să vă întreb, când se îndepărtează lumina, rămâne un vid? Nu, vine întunericul. Când se îndepărtează, de exemplu, lumina, vine întunericul. Când pleacă căldura, vine frigul. Nu rămâne ceva gol acolo. Gardul lui Cain era cu probleme. Geneza 4:6. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Iubiții mei, multe din bolile care vin peste noi, să știți că vin din cauza psihicului nostru. Doctorii spun jumătate la orice boală, cel puțin e psihic. Tot timpul te îngrijorezi. Poate te îmbolnăvești, poate te enervezi, poate ești cu cineva în ură. Îmi spune cineva, frate Cristian, am câștigat procesul după 11 ani. Și zic, și acum ce ai? Pământ și diabet. Zic, o meritat? O zic, nu. Păi 11 ani de stres, că te cheamă în tribunal ăștia la înfățișare, îți dai seama câtă mânie, câtă răutate acumulez. Nu? Iubiții mei, îi spune Dumnezeu lui Cain aici, Cain, vezi că s-a rupt gardul tău acum recent? Și atenție, dacă faci bine, Cain, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește unde? La ușă, la gard. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Vreau să vă întreb, cum e mai ușor de stăpânit o vulpe? După ce intră sau când e afară? E logic răspunsul, nu? Cel mai mare criminal în serie din lume a fost întrebat acum câțiva ani, de la ce a pornit totul? Cum ai ajuns să ucizi atâția oameni? Și nu o să vă dau detalii, că nu vreau să trezesc curiozități, să meargă oamenii pe internet să caute sau tineri. Și au zis, totul a început de la imagini murdare, de la pornografie.
Și nu m-am mai săturat nimic și m-am dus tot mai mult, tot mai mult, până am vrut să văd oameni morți în fața mea. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să reparăm gardul nostru. Că am văzut multe persoane tare ocupate cu gardurile altora și la ei au intrat vulpile de multă vreme și au făcut ravagii. Să nu uiți, vulpea nu caută buruienda, vulpea caută ce e înăuntru după gard. Dacă sunt lucruri valoroase, trebuie să ai și gard valoros. Doi, ce mai urmează? Ce ne mai învață Biblia? Ce ar mai trebui să fie în orice vie? Spune aici turnul. Turnul. Acum, pare un pic ciudat pentru noi astăzi. Mă, dar de ce ne trebuie nouă turn? Noi vorbim ușor, că avem camere video. Ai pus camere video în toate colțurile, la o curte unde ai niște struguri sau la un pământ afară. E simplu, ei nu aveau camere video mai de mult. Iubiții mei, turnul era folosit în vechime pentru a observa de sus pericolele. Gardul era folosit pentru animale mici, dar turnul era folosit pentru pază și protecție împotriva hoților. Adică omul care avea via spunea, ok, cu vulpele am rezolvat, dar s-ar putea să am niște oameni care să dorească să-mi ia strugurii. Unde stau pe timpul nopții? Că nu pot să stau afară în ploaie. Îmi fac un turn și acolo pot să stau să veghez. Să veghez. Iubiții mei, în Habacuc 2:1, Biblia spune, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Vreau astăzi să spun ce spune Biblia. Gardurile sunt bune, dar nu sunt suficiente. Teroriștii Hamas, sâmbătă dimineața când au intrat în Israel, au profitat de ziua de sabat când tot Israelul era în sărbătoare. Și chiar la posturile de veghe, că pe lângă gard, evrei au ca și oricine altcineva, pe lângă graniță, au și posturi de observare. Însă spun cei care au observat starea de sâmbătă că era așa o stare de nu ni se întâmplă nimic, zice. E sabat, e sărbătoare, e Yom Kippur, totul e bine. Nu trebuie să stau lângă armă, nu trebuie să mă uit pe geam. Pot să joc niște cărți, mai glumim. Și-au venit ăștia și-au făcut praf tot. Iubiții mei, e foarte important să veghez nu doar la ispitele de afară, ci și la relația mea cu Dumnezeu. 1 Petru 4:7 spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum o să spuneți, da, bun, dar trebuie să poate până vine războiul și murim toți, dar poți să mori în noapte de la un infart. Și pentru cine a venit sfârșitul? Ce ne îndeamnă Biblia să facem ca să ne pregătim pentru sfârșit? Să mai punem un etaj la casă, așa scrie. Fiți înțelepți, dar și vecheați, stați pe turn, uitați-vă în stânga și în dreapta, unde pot să fiu atacat? În vederea rugăciunii, rugăciunii, cea mai bună armă pe care o are un creștin, rugăciunea și postul. Ori de câte ori stau în părtășie cu Domnul, pot să spun, cum spune psalmistul, psalmul 94:22. Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. Iubiții mei, turnul în vechime mai era folosit și pentru încă un lucru. Pentru a găzdui sculele și uneltele necesare lucrului din vie. Putea ca omul să aibă pământul undeva la 10 km distanță, 20-30. Și atunci nu cărăm hărlețul în fiecare zi și sapa. Am acolo un turn, am o magazie și acolo îmi pun uneltele. Pentru că via ta și via mea trebuie lucrată. Biblia spune despre grădina Eden că Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva nu doar să o păzească, să o și lucreze. Ca să lucrezi, nu poți să mergi să sap cu mâinile. Ai nevoie de niște unelte. De aceea astăzi vreau să vă întreb pe voi, copii, tineri, adulți, mai aveți uneltele pe care Dumnezeu vi le-a încredințat? 1 Petru 4:10. Ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Atenție! Petru nu spune cei care ați primit un dar să slujiți restul, stați și vă uitați la viile altora și băgați de vină. Petru aici ne spune fiecare din noi avem cel puțin un dar. Unii au darul ajutorărilor. Văd un sărac, îi se face milă, bagă mâna în buzunar. Altul are darul de a cânta o cântare, de a spune o poezie.
altul darul de a predica. Altul are darul de a merge la un om căzut, îi spune trei cuvinte, nu fac cât 15.000 de predici ale mele. Trei cuvinte ale lui. Are darul îmbărbătării. Vorbește cu cineva în depresie. Eu spus ceva din partea Domnului. O propoziție. Și omul ăla. Iubiții mei, eu nu vă întreb astăzi câte unelte aveți acasă. Eu vă întreb dacă le folosiți. Și Biblia asta ne întreabă. În 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Da? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Tristețea pe care o am azi în inimă ca slujitor este că unii au gard, dar nu mai au unelte. Unii au gard, dar nu mai au unelte. Li s-au furat uneltele pentru că n-au vecheat. Ei se păstrează curat, trăiesc frumos, te uiți la ei și faci un portret ca la David. Dar nu mai lucrează, că nu mai au cu ce. Când nu-ți mai lucrezi via ta, că nu mai ai uneltele necesare, te vei urca pe turn doar ca să vezi viile altora și să le bagi de vină. Și oh, câți băgători de vină nu sunt. Numai că n-am găsit niciunde în Biblie, vă rog să-mi dați un verset la final, măcar unul, că băgătorii de vină vor fi răspătiți în cer. N-am găsit. De obicei, bagă de vină oamenii care ori primesc totul gratis, ori nu fac nimic. Așa bagă de vină. Iubiții mei, în 1 Petru 4:15, când termină Petru de spus cuvintele astea, ne atrage ceva atenția. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț. Măi, fă-ți strugurii tăi, nu te du în viile altora. Lucrează la tine cinstit. Sau ca făcător de rele. Sau ca, auziți ce categorie de oameni mai există, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Ați întâlnit oameni care se amestecă în treburile altuia? Oh, câți am întâlnit! Iubiții mei, vreau să vă spun, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Eu dacă dau 10 lei la unul din copiii mei, am tot dreptul să-i întreb, ce faci cu banii ăștia? Pentru că merg la școală pe banii mei, pentru că mănâncă de la mine, pentru că poartă hainele pe care eu le-am cumpărat, am tot dreptul să-i întreb, ce ai făcut la școală astăzi? Iubiții mei, consumăm aerul lui Dumnezeu și mulțumim pentru asta. Avem sănătate din partea Lui. Te va întreba Dumnezeu și o spun cu toată seriozitatea, ce ai făcut cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, cu resursele pe care ți le-a pus la dispoziție? Știți câți oameni plâng pe patul de spital? Oh, zice, acum nu mai pot să lucrez pentru Domnul. Dar ce bine era dacă lucram când puteam. Asta e o mângâiere frumoasă. Când nu mai poți să faci, măi, nu mai pot să lucrez în vie. Dar știu un lucru, cât am putut, am lucrat. Și acum o las moștenire la pruncii mei să lucreze și ei. Via mărturiei tale, via familiei tale, via slujirii tale. Și trei, în ultimul rând, te ascult. Acum, noi avem fel și fel de prese mecanice, iubiții mei, prin care se storc struguri astăzi ca să iasă mustul. Atunci nu erau astfel de prese. Era un loc în vie, special amenajat, unde se punea lemn pe jos, era lăsat așa ca și mici șanțuri, micuțe, și erau călcați strugurii cu picioarele ca să fie zdrobiți. Era ca un bazin unde erau călcați strugurii și ieșa muscul. Bun, dar ce reprezintă tiascul pentru noi? Parcă n-am vrut să ajung aici cu predica, parcă n-am vrut să vă spun lucrul ăsta, dar Biblia spune. Tiascul reprezintă locul zdrobirii și fiecare din oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, fiecare dintre ei are locul zdrobirii lui. Nu vă pun să ridicați mâna, așa e că aveți un coleg care nu vă suportă la serviciu. Poate aveți pe cineva în trafic care vă înjură. Poate ai un șef care îți face zile negre. Iubiții mei, vreau să vă spun că Iisus Hristos a avut un Ghețiman în viața Lui. Știți ce înseamnă Ghețiman? Presă de ulei.
Acolo ești presat, acolo ești zdrobit. Luca 22 cu 44 a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Haideți să vă mai spun câteva teascuri din Biblie fără să mai citesc versete că e târziu. Iosif a avut teascul închisorii din Egipt, cel puțin 10 ani de închisoare. Moise a avut teascul pustiei, 40 de ani la oi. Fiul înfiat al lui Faraon, s-a ajuns la oi? Avram a avut teascul așteptării. Hai să pun o întrebare la tinerii de orchestră. Câți ani a așteptat Avram după Isaac? Cine știe dintre tineri? Bun, coborâm la adolescenți. Câți ani a așteptat Avram de la promisiunea făcută de Domnul până când l-a avut pe Isaac? Copii? 25 de ani. 25 de ani. Nu-i ușoară zdrobirea asta? Gândiți-vă să-ți cumperi haine la copil, să cumperi biberon. Vorbesc în termenii noștri, lapte, praf, pătuț. Și să zică vecinii, unde-i mă Dumnezeu tău? Așa e că te zdrobește. Te zdrobește. Dar zdrobirea aia, de fapt, arată ce iese din tine. David a avut teascul fugi de Saul între 10 și 15 ani. Iov a avut teascul zdrobirii cu 10 copii morți acasă, boală, 11.500 de animale pierdute. Naomi a avut teascul Moabului, unde și-a mormântat bărbatul și doi fii. Ana a avut teascul batjocorii și a lacrimilor înghițite în sec din cauză că nu a avut copii ani de zile. Iubiții mei, orice vie are teascul ei și nu vom intra în cer fără să trecem prin teascul zdrobirii. O boală? O pierdere în familie, un faliment, o singurătate, o trădare, două, trei, un copil care nu te ascultă, un partener cicălitor, un coleg de servici care te irită. Dumnezeu însă este interesat de caracterul nostru și caracterul nostru se formează în greutăți, la fel cum soldații se antrenează în poligon, culturiștii ridicând greutăți, matematicienii se formează rezolvând probleme, probleme. Roman 5 cu 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Știe cineva ce e răbdarea? Copii, Galateni 5, ce spune Biblia că e răbdarea? Îndelunga răbdare. Una din roadele Duhului Sfânt. Bun, cum vezi rodul unui strugure? Zdrobești și iese afară mustul. Necazul aduce? Necazul arată ce avem în noi, necazul ne formează. Învățăm să iertăm când suntem bajocoriți. Învățăm să iubim când suntem nedreptățiți. Învățăm să tăcem când suntem bârfiți. Teascul arată cu adevărat ce este noi. Dacă storci o lămâie, îți dă acreală. Dacă storci un grefuit, îți dă un suc amar. Dacă storci o boabă de strugure, îți dă un sirop dulce. Dacă storci o portocală, îți dă orange juice. Ce le place la copii fiecare dimineață dacă ar putea. Dacă nu e prea sănătos. Strugurii sunt crescuți ca să fie storși, nu fotografiați. Am pus slide-ul acesta ca să vedem bine. Iubiții mei, pe calea pocăinței, n-am spus că e ușor și Biblia nu spune că e ușor. Uitați-vă la viața lui Iisus, la viața lui Pavel. Avea să spune Pavel undeva prin anul 62-64 în Roma. Am rămas singur, toți m-au părăsit. Tu, apostolul Pavel, ai fost părăsit de toți. Și noi plângem că nu ne mai salută un vecin. Noi merem așa necășiți de la piață, m-au văzut fratele și nu m-au salutat. Gata! Păi pe Pavel l-au părăsit toți. Iubiții mei, calea spre cel e ca și drumul spre Everest. Dacă ar fi ușor, ar merge toți. Dar dacă măr toți, nu se mai dau medalii. Calea spre cer este o cale grea. Dar am o veste bună. Înaintea noastră o mers sus. Ne-a trasat un drum. Ascultați-mă, lucrarea fiecăruia dintre noi va fi trecută prin foc. Extemporalul, teascul, ne așteaptă pe fiecare. Tinerii de aici pot să zică, eu știu radical și ridicare la putere. Dar cum te bazezi dacă știe? Scoate-ți o foaie de hârtie. Nu vă speriați, nu scoateți acum, da? S-au speriat. Poate nu mai vin la biserică joia viitoare. Dar parcă ne speriam la școală când auzeam profesoara. Dădea catalogul jos, scoate-ți o foaie de hârtie. Acolo e teascul. Așa e și spiritual. 1 Corinteni 3 cu 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față.
Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Acum, în foc, unii sunt repetenți, alții sunt olimpici. La același examen de la școală, unii au 10 și alții au 3. Și am observat că aia care iau 10, tare bine să înțeleg cu proful. Așa zâmbesc, cu profesoara vorbesc frumos, că și profesoara parcă are o afinitate pentru ăla care învață, nu? Iubiții mei, când vom fi în teasc, mă rog să ne înțelegem tare bine cu profesorul nostru. Dacă am fost la cursuri, nu o să fie greu la examene, că va fi el cu noi. E adevărat că în sală nu o să vorbească, că de multe ori în examene, în probleme, în greutăți, am vrea să auzim vocea lui Dumnezeu. Numai că profesorul la examen nu vorbește, tace. Asta nu înseamnă că nu e în sală. E în sală. Închei spunându-vă despre o femeie, o soră credincioasă. Nu am găsit în istoria bisericii o viață ca așa ei. Dar să vedeți ce roadă a avut femeia asta. Fanny Crosby a fost o femeie care a cunoscut durerea. Avea 6 săptămâni. Când a avut o infecție la ochi, iar doctorul pe vremea aceea, în urmă cu 150 de ani, dacă nu mai bine, doctorul i-a dat un medicament care i-a adus orbirea, în loc să-i aducă vindecarea. La 6 săptămâni să te trezești ca și părinte, că ai un copil orb, nu e un lucru ușor. Ascultați ce a spus ea mai târziu. Deși a fost o neatenție din partea medicului, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic, i-aș spune că, fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă, pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi chipul binecuvântatului meu Mântuitor. Singura durere a fetiței oarbe era imposibilitatea de a sătura setea după cunoaștere. Atât de mult își dorea să bea din apele cunoașterii, încât această neputință o aducea înaintea Domnului în rugăciune și spunea: Doamne, dă-mi lumina. Fanny nu cerea lumina ochilor, ci lumina minții, să poată cuprinde cu mintea ei măcar un strop din știința și înțelepciunea lăsată de Dumnezeu pe pământ. Aceasta a fost viziunea ei cu privire la rugăciune, la care Fanny medita în fiecare seară. Și auziți ce spunea ea: este mult mai bine să ne rugăm cu speranță și cu credință pentru lucrurile de care avem nevoie, decât să ne neliniștim și să ne plângem pentru că nu le deținem încă. Cât optimism la o fată oarbă! Câtă credință la o fată oarbă! La 15 ani Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Se aude și în spate pe ultimul rând la orchestră. La 15 ani Domnul le-a dat lumina cunoașterii pe care Fanny o cerea. Aceasta a început așa, oarbă, să studieze gramatica. Copiii m-au zis care spune: stati, greu la școală. O fată oarbă studiază la 15 ani gramatica, filozofia, matematica, astronomia și economia la una din primele școli de orb din New York, Institution for the Blind. Pe lângă studii, Fanny continuă să compună poeme pe care le memora, iar mai târziu, scoțându-le din sertarele minții, dicta poemele pentru a fi scrise pentru ea. În primăvara anului 1849, holera, care făcea ravagii în toată lumea, a ajuns și în America. 10 din elevii instituției s-au îmbolnăvit și au fost răpuși de această epidemie. Deși le-a fost permis tuturor elevilor să părăsească școala și să petreacă timpul acasă cu cei dragi, Fanny, fetița oarbă, a ales să urmeze pilda samariteanului care a îngrijit de acel rănit. Punându-și în pericol propria viață, Fanny a ajutat la îngrijirea celor bolnavi și la prepararea pastilelor. Manifestând chiar ea însă simptomele acestei epidemii, s-a încrezut în puterea vindecătoare a celui mai măreț doctor, iar credința ei a fost cea care a învins duhul de boală. S-a căsătorit mai târziu și a auzit o altă tragedie. Singurul ei copil a plecat în veșnicie la câteva zile după naștere.
Deși se afla din nou în teascul durerii și al zdrobirii, ea nu a renunțat, ci a continuat să-L slujească pe Dumnezeu cu uneltele primite de la ei. Astfel, de-a lungul vieții sale, Fanny, sora noastră oarbă, a compus peste 9.000 de poezii și cântări, care au fost puse pe note și cântate de toate denominațiunile creștine. Într-o zi, Fanny vorbea deținuților despre dragostea fără de margine ale lui Hristos. Și se ridică un deținut în picioare, cercetat de Duhul Domnului, și spune: nu mergi de la mine, Iisus! Profund mișcat de acea întâmplare, Fanny a scris cântarea pe care noi o cântăm. Nu mergi de la mine, Iisus! Strigă inima spre alții, verși milă de sus, fă-mi și mie așa. Fanny a trăit ceea ce a scris în cântările ei. Cântarea pe care o cântă corul: El m-a ocrotit printre stânci de granit, e scrisă de Fanny Crosby. Ea a trăit ceea ce a scris. A susținut financiar lucrările de evangelizare și s-a implicat în câmpul misiunii, în ciuda dizabilității ei. Fanny a vizitat spitale, închisori, biserici și școli, ducând cu ea vestea bună. Puținul pe care îl câștiga din munca ei îl punea la dispoziția Domnului. Chiar și după moartea ei, Fanny a lăsat fonduri pentru înființarea unui cămin pentru vârstnici. Deși nu vedea cu ochii fizici minunile Creatorului, avea o singură dorință: să-L vadă pe Iisus. Dorința ei s-a împlinit la 95 de ani. A închis ochii aici, dar i-a deschis pentru eternitate, pentru a vedea mai întâi fața lui Dumnezeu și pentru a-și împlini promisiunea făcută celor dragi, aceea de a se reîntâlni în casa din cer. Iubiții mei, pe mine mă mișcă astfel de oameni. De aceea în volumul 3 al cărții Ei au trăit cu folos, care va apărea peste 5 săptămâni, am inclus-o și pe Fanny Crosby. Ce scuze voi avea eu și tu în ziua judecății, când se va ridica în picioare o femeie care a fost oarbă 95 de ani, cu 9.000 de cântări compuse? Ce vie frumoasă! Deși zdrobirea ei și teascul ei a fost aproape în continuu, purta niște ochelari speciali, să nu se vadă de la o poștă că e oarbă, dar oamenii tot, îs oameni. Să uită așa, ciudat. Ce turn a avut fata asta să vegheze cu Dumnezeu, să primească cântări care se mai cântă după 180 de ani. Ce garduri a avut, ce principii. Putem să zică: Dumnezeule, dacă m-ai orbit, toată viața o să te blesteme, o să te înjură. Nu. Ea a ales să-L iubească, nu să-L bajocore. Interesant că românul care vede bajocorește, înjură, bleastă-mă. Și fata asta care n-a văzut, a compus cântări spre slava Lui. Iubiții mei, doresc ca Dumnezeu să lasă acest mesaj în inima noastră. Avem fiecare dintre noi o vie care se numește viața noastră. Avem poate o familie, unii dintre noi, o altă vie. Avem o slujire care ni s-a încredințat. Avem niște unelte care ni s-au dat. Avem o chemare care ni s-a făcut. Vine stăpânul viei într-o zi și te va întreba: ce ai făcut cu viața pe care ți-am dat-o? Dacă plăteai aerul, înseamnă că îl meritai. Dar nu l-ai plătit, ți l-am dat cadou. N-ai plătit rinichiul care a funcționat bine, pancreasul, ficatul. Ți-am dat totul cadou. Ți-am dat putere, te-am trezit în fiecare dimineață. Ani de zile am crezut că alarma mă scoală dimineața. Mâna Lui ne scoală în fiecare dimineață. Mâna Lui. Ce faci cu ce stă Dumnezeu ți-a dat? O, de multe ori ne uităm peste gar la viile altora să vedem dacă lor li s-au copt strugurii, câte buruieni au. Dar Dumnezeu nu te va întreba de via altora, te va întreba de via ta. Mai vrea astăzi la rugăciunea care o facem acum la final să verifici un pic gardurile. Și dacă a intrat vreo vulpe,
să repare gardul ca să nu mai intre și alta, să-ți facă praf recoltă. Apoi să verifici turnul, vegherea, rugăciunea, să stai de vorbe cu Dumnezeu. Că atâția hoți sunt lângă noi care ne fură pacea, bucuria, liniștea. Și apoi, când treci prin necazuri, prin încercări, să nu uiți ce spune Ioan 15:2, tot referitor la vie, că pe orice mlădiță care aduce rod, citesc a doua parte, că prima parte e șocantă și n-ar vrea să se întâmple, pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă, curățirea doare. Curățirea doare. Teascul doare. Însă durerile acestea, iubiții mei, formează în noi un caracter. Că oamenii puternici, cu adevărat, nu sunt oamenii care glumesc și merg la banchete și la chermeze și se bat cu pumnul în piept. Puternici adevărați, i-am văzut în boli, în necazuri, în faliment, pierzând tot, dar spunând, mă încred în El și în momentele acestea. De aceea vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, iubiții mei, să ne rugăm, să ne verificăm fiecare via pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și la final să și mulțumim. Amin. Ne rugăm. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile.
Lăudăm pe Domnul pentru încă o seară de binecuvântare. Ne bucurăm pentru toți cei care ați venit cu noi. Duceți mai departe mesajul Domnului, și anume Maranata. Domnul nostru vine. Cu pacea Domnului, biserica este liberă. Ne vom întâlni duminică dimineața la orele 9. Te-am ascultat, din grea robie te-am scăpat. Când jugul greu te-a păsat, eu te-am scăpat cu mâna mea.